spuneți în câteva cuvinte, în primul rând, legate de filmul dumneavoastră, care are ca subiect copii lăsați în urmă de părinții care merg să lucreze în străinătate? Într-adevăr, filmul se numește Calea Dunării. A fost realizat ca o coincidență exact acum 2 ani, practic s-a filmat în lunile februarie și martie 2013, deci exact practic acum 2 ani și a fost lansat ulterior ca o coincidență destul de mare ca ceea ce vrem să facem și alături de băieții de la Voltaj în luna mai a anului 2013, deci acum ceva mai puțin de 2 ani. El practic a pornit de la o idee foarte veche pe care o descoperisem atât în presă cât și o trăiesc în mod direct în zona de vest de unde vin, unde sunt foarte multe familii care lucrează în străinătate și de cele mai multe ori copiilor sunt fie un singur părinte, fie amândoi sunt plecați dincolo, iar copiii rămân acasă în mod evident că nu pot să ia deocamdată la început cu ei. Sunt multe asemenea cazuri și cumva am fost foarte impresionat de fenomen, mai ales că e un fenomen social extrem de răspândit în România. De multe ori unul, să spunem așa, plin de emoție, chiar grav uneori, pentru că sunt și cazuri de copii care suferă foarte mult. Eu ca artist nu pot să fac decât să observ lucrurile astea și cumva să le prezint sub o manieră artistică, observațională și cumva ficțională în același timp, pentru că nu prezintă partea reală a lucrurilor, dar o transpune prin prisma ficțiunii și atunci cumva se transformă într-un film artistic, normal, de scurt metraj, însă Calea Dunării fiind un film de 12 minute. Ulterior, după lansarea acestuia și călătoria lui prin mai multe competiții festivaliere, am reușit să participăm la cel mai mare festival din America de Nord, unde am fost nominalizați, la Palm Springs. S-a întâmplat să-l arăt unor prieteni comuni cu băieții de la Voltaj și astfel, în acest fel, l-au văzut și ei. Și în acel moment, lucrând la această piesă de la capăt, cumva s-a legat instantaneu relația asta dintre noi, frumoasă și elegantă, care pe mine m-a onorat foarte mult să pot să colaborez cu ei practic inițial la un videoclip, folosirea imaginilor din acest film în cadrul videoclipului de la capăt. Dar ulterior, practic s-a transformat într-un adevărat proiect social de mare anvergură, din nou unde sunt foarte onorat să particip. Totodată, ca o mulțumire pentru faptul că ei cumva au folosit imagini din filmul care l-am creat și în felul acesta a devenit foarte cunoscut, am vrut să-i susțin pe băieții de la Voltaj și la Eurovision și am realizat o serie de scurte episoade de aproximativ 1 minut jumate, 2 minute despre povești reale pe tema filmului, deci practic povești care nu sunt din zona ficțională, ci chiar sunt adevărate. Povești emoționante care le-am găsit ale mai multor familii și practic am luat un interviu de familie, tablou de familie, ale unor oameni care își doresc să-și reia viața de la capăt, deci practic exact pe tematica piesei și a mesajului. Povești care mai de care mai interesante, fiecare având practic firul ei epic și fiecare om dorându-și un anumit lucru, dar cam toți își doresc același lucru, să ia de la capăt dacă se poate în țară, într-un fel, dar fiecare se luptă cum poate în privința aceasta. În festivaluri, cum au reacționat spectatorii la tema propriu-zisă a filmului dumneavoastră? Spectatorii reacționează diferit, pentru că ei cumva nu empatizează în mod direct cu subiectul, mai ales, mă refer la festivalurile internaționale, bineînțeles, în America, în Franța, eu știu. Cumva ei știu de lucrurile astea, dar le știu din ziare, din publicații, ei nu le trăiesc în mod direct cum le trăim noi. Nu e o problemă de care ei se izbesc tot timpul. Și atunci, cumva, empatizează, dar prin faptul că filmul, dacă reușește să le transmită emoția suficient de puternic, ei doar empatizează cu filmul în sine, dar nu cu fenomenul în sine, ceea ce tot e un pas câștigat pentru mine ca și artist, pentru faptul că a reușit să le transmit un mesaj. Cumva la noi există niște probleme în privința asta, dacă și tu le înțelegi, e bine, e un pas în plus.
pentru mine ca și producător de film, ca și am transmis un mesaj. Și bine, într-un fel că au venit, veneau și ulterior după proiecții, veneau și femei la mine, îmi spuneau, uite, am plâns, am fost foarte emoționată, mă luau în brațe, adică, na, am fost cumva foarte, foarte impresionat de reacțiile astea. Femei care, repet, nu știau în mod direct de acest fenomen. Și copiii, cum i-ați selectat copiii din film? Selecția copiilor a fost una destul de dificilă, cumva a durat aproximativ 2 luni castingul, să spunem așa, e casting, deși e cam impropriu spus. Am văzut 83 de copii de la 3 școli într-un oraș din județul Caraș-Severin, din Reșița, de unde practic eu mă trag și de asta am ales să-l fac, să realizez filmul acolo. Pentru că ulterior, după 3 probe de departajare, care prima nu așa de dificil, a doua ceva mai dificil, a treia cu rol din film, cu interpretare, să vedem cine are talentul cel mai bun pentru asta, și în acest fel am ales pe Răzvan și pe Serena, cei 2 copilași care apar și în această serie de mini-documentare care am făcut-o pentru susținerea la Eurovision.